Vă invit la povești, povești din strada Broca. Așa se cheamă cartea pe care o prezint în continuare. Poveștile din această carte cu siguranță nu le găsiți nicăieri în altă parte, pentru simplul motiv că ele sunt rezultatul unui atelier spontan de creație. Autorul, domnul Pierre, împreună cu copiii de pe strada lui, au inventat aceste povești după ce le-au epuizat pe cele clasice. Astfel s-au scris povești ca Perechea de pantofi, Uriașul cu șosete roșii sau Drăgușorul cel bun, ca să nu mai vorbim de trăznitul roman de dragoste al domnișoarei Cartof. Imaginația se împletește cu realitatea copiilor din ziua de astăzi. Ei se confruntă cu aceleași temeri ca și în urmă cu 100 de ani, teama de întuneric, de vrăjitoare, de omul rău. Autorul consideră că o poveste imposibilă are toate șansele să conțină mai mult adevăr profund decât o poveste doar credibilă. Iată ce spune în prefață. Consider că o poveste imposibilă, și asta prin simplul fapt că nu este nevoie de nicio dovadă documentară sau ideologică pentru a justifica existența, are toate șansele să conțină mai mult adevăr decât o poveste doar plauzibilă. Astfel că eu sunt, poate, și spun asta pentru a mă consola, mai realist în felul meu decât toți acești oameni care cred că iubesc realitatea și care nu fac decât să se lase cupleșiți prostește toată viața de minciuni insipide. Realiste doar în măsura în care și ei sunt insipiți. Și acum, măcar o dată altfel decât de obicei, iată o poveste adevărată care se petrece pe strada Broca la numărul 69. Cum spuneam, poveștile din strada Broca nu sunt toate ale domnului Pierre, au fost improvizate de el, dar în colaborare cu micii lui ascultători. Lasă o parte ultima poveste, nu știu ce și nu știu cine, care aparține folclorului rus. Și ca să dăm câteva exemple, iată prima frază din Perechea de pantofi. A fost odată o pereche de pantofi care erau căsătoriți. Pantoful drept, care era domnul, se numea Nicolas. Iar pantoful stâng, care era doamna, se numea Tina. Povestea este foarte amuzantă și se încheie foarte fericit. Ca și poveștile din carte, strada Broca este un amestec de imaginație și realitate. Autorul o localizează în prefață folosind termeni științifico-fantastici. Oamenii din strada Broca au ceva în comun. Le plac poveștile, deși francezii nu sunt mari amatori de povești. Ei preferă realitatea, ceea ce provoacă mari neplăceri pentru cariera literară a lui Pierre Gripari. Nu mai rămâne decât să urez lectură plăcută amatorilor de povești de pe strada Broca și de pretutinde.